Bună ziua, suntem la Mobile World Congress 2011 în Barcelona și astăzi vă prezentăm tableta celor de la LG, supranumită și G-Slate. Este o tabletă ce vine cu un display de 8,9 inch. Se ține foarte ușor în mână. Trebuie să precizez că are 630 de grame. Este destul de grea în acest punct de vedere, însă poate fi ținută fără absolut nicio problemă. Rezoluția display-ului este WXGA, adică suportă rezoluția de 1280x768 de pixeli. Partea în stânga a camerei, în partea din stânga a tabletei, puteți observăm o cameră pentru videoconferințe. Acesta este 2 megapixeli. Mai găsim un senzor de luminozitate. În partea din dreapta găsim un microfon, tastele de volum. În partea de sus, butonul ce închide sau deschide tableta, respectiv o închide. Mai găsim două difuzoare în partea din dreapta și una în partea din stânga. Dacă ținem telefonul/tableta în modul portrait, funcționează aceste două, iar dacă ținem în modul landscape, funcționează cele două, în partea de sus. Mai găsim un jack 3,5 mm pentru căști, respectiv un loc pentru încărcător. Trebuie să încărcăm prin mai multe feluri. Putem să încărcăm și prin portul micro USB, respectiv acesta se poate conecta la un stand. Trebuie să precizăm că vine și cu o ieșire HDMI, foarte util dacă dorim să o conectăm la un televizor. Trebuie precizat că modelul actual pe care îl avem este de 32 de giga și are și suport pentru un SIM, ceea ce o face o tabletă / telefon. Bine, presupun că ar fi ideal să nu și-a greșit să scop partea din spate, să vă arăt SIM-ul, însă se poate introduce aici, partea de jos. Cel mai probabil o să poate și folosi această tabletă, probabil cu o cască Bluetooth, din punctul meu de vedere. Pe spate, trebuie să vă arăt că această tabletă dispune de două camere, de 5 megapixeli, ceea ce îi permite să înregistreze Full HD 720p, Full HD 1080p, atât în modul 3D, cât și în modul 2D. Observăm pe spate un blitz, poate folosi și catorță, pentru luminozitate redusă. Tableta vine cu prima variantă a sistemului de operare Android. Este versiunea 3.0, supranumită și Honeycomb. Putem să observăm că a fost făcut un redesign complet față de versiunea anterioare și, cum spun acest lucru, mă refer la Android 2.3, supranumit Gingerbread sau alte variante, acesta fiind varianta ideală pentru tablete. Putem să observăm în partea de jos butoanele touch care ne duc back, respectiv cel care meniul principal sau cel care ne arată aplicațiile ce rulează în background. În partea de jos găsim informații despre oră, indicatorul rețelei, Bluetooth, cât și alte informații. În partea de sus găsim shortcut-ul către aplicații. Așa cum suntem obișnuiți, vine cu mai multe ferestre și pot fi și ele customizate. Această dată s-a făcut redesign și în acest punct de vedere. Putem adăuga widget-uri, shortcut-uri, putem modifica wallpaper-ul sau putem să mai adăugăm alte chestii utile, alte shortcut-uri. În partea de sus găsim un shortcut către Google Search, un motor de căutare, și Voice Search, care momentan este în limba engleză. În dreapta avem posibilitatea de a vedea aplicațiile ce rulează în background și ecranele. Hai să intrăm în aplicații. Având în vedere că este o tabletă care poate să registreze 3D, cei de la LG au creat și două aplicații speciale. Una dintre ele este Camcorder, însă este posibil să aibă anumite erori, pentru că momentan nu se deschide. Să nu uităm că nu este varianta finală a acestei tablete. Aplicația a intrat automat, a văzut că nu poate să deschidă camera, a intrat în 3D player. În păcate sunt probleme tehnice cu această tabletă, însă este interesant că ne putem folosi de cablul HDMI pentru a o conecta la un televizor, iar împreună cu niște ochelari speciali putem să vedem conținutul. Hai să revenim la meniu. Books este o aplicație ce ne permite să downloadăm cărți. Am înțeles că pentru varianta de Europa o să se folosească de Amazon, de Kindle, aplicația Kindle, pentru a downloada astfel de cărți. Browserul nativ.
Am tras și noi mai devreme pe site-ul nostru, hai să facem din nou. O secundă. Trebuie să precizez că răspunde foarte bine la comenzi. Hai să intrăm pe un site oarecare. Varianta finală o să vină și cu suport flash. Am înțeles că o să fie versiunea 10.1. Puteți să vedem, apăsăm acest buton, puteți să vedem istoria aplicațiile recente în care am intrat mai devreme. Apoi la aplicații, calendar, camera, camera obișnuită, nu cea 3D. Să momentan nu văd că sunt probleme de software. Chess, foarte interesant dacă dorim să ținem tableta pe un stand. Contacte, download, locul unde se stochează informațiile care, fișele care luăm de pe internet, e-mail, push e-mail, Gmail, este aplicație specială, se conectează la contul de e-mail acest la Google, Google Search, Google Maps, tableta vine cu suport GPS, cu AGPS, Music, My Account, putem să ne facem un cont cu statul de la LG și să facem sincronizare, trebuie să facem un backup, să avem un backup la informațiile de pe tabletă, informații despre device, navigație, places, alte informații despre setări. Hai să vedem dacă reușim să intrăm. Ok. Bineînțeles, tableta dispune de wireless, suport pentru rețelele BG și N. Vine și cu Bluetooth, varianta 2.4.2.dp. Avem posibilitatea de a face tethering, de a share conexiunea de internet către alte device-uri. Stări de sunet, ecran, locație, securitate, Synchronize, informații despre memoria internă, observăm că pune 32 GB mai exact, setări de limbă, accesibilitate, alte informații despre tabletă, Google Talk, YouTube Search, Voice Search. Am adus și noi în revistă rapid această tabletă. Este vorba de LG G Slate. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.